afară, adau la scurt. Nu din ce locuri din ele? Ce s-a întâmplat? De unde venea? Ce știți? Domnul n-a fost aici, să vă spun. N-a fost la fața locului, că când am venit aici, a fost dus domnul. M-a plecat, l-a dus să smurgă. Da. Ce ți-ați auzit? Avea viteză sau? Nu știu, asta nu vă pot spune, nu, zic, nu. S-a blocat roțul, o zis pe față, s-a blocat roțul, o trasă în partea asta, în gata. Nu mă să facă ceva, crezi, o fânt, ceva, crezi, nu. Nu. Dar ceva nu mă pot, n-am fost la față, nu pot să vă dau detalii. Nu, 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 Mergem. Ce puteți spune până la momentul de față? Ce s-a întâmplat? Deci în data de 7.06.2013, în jurul orelor 14.20, am fost sesizat prin serviciul de apel 112 despre faptul că pe raza Comunei Uncești s-a produs un eveniment rutier cu vătămarea corporală a unei persoane. Ne-am deplasat la fața locului, ne-am constatat că autoturismul Ford, în timp ce circula din direcția Sighet înspre Comuna Bârsana, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, într-o curbă spre stânga, a părăsit partea carosabilă, a rupt parapetul podului ce traversează râul Iza și a plonjat în râul Iza. În urma impactului a rezultat vătămare corporală a conducătorului auto, fiind transportat la Spitalul Județean Baia Mare cu echipajul smurt.